Sărbătorile pascale se apropie, iar la Râmnicu Sărat se fac deja pregătiri. Angajații Serviciului Public de Asistență Socială au întocmit lista cu persoanele nevoiașe care pot beneficia de pachete cu alimente de Paște și au prezentat-o Consiliului Local. Aleșii au aprobat astăzi lista de beneficiari, precum și alocarea a 16.000 de lei de la bugetul local, bani necesari pentru acordarea pachetelor. Săptămâna viitoare noi ar trebui să distribuim aceste 200 de pachete cu alimente în perioada 11-13 aprilie, ne-am propus. Pachetele se vor acorda persoanelor aflate în situații de nevoie care nu au datorii la bugetul local. Aceste pachete în valoare de 80 de roni conțin produse specifice sărbătorilor. Aceste pachete de regulă le distribuim la domiciliul beneficiarilor. Fiecare pachet acordat de Paște persoanelor nevoiașe conține un pui congelat, 10 ouă roșii, o bucată de drob, un baton de salam, un litru de ulei, o ciocolată și un cozonac.